Puteți să spuneți pe urmă ce e catalepsia? Catalepsia este o reacție patologică sau fiziologică, în unele cazuri, ale organismului, când mușchii devin tetanici, adică se încordează, ești blocat și mintea se blochează și ea. Nu mai poți raționa normal. Ești cataleptic. Într-un fel, dacă vrei, leșin, dar nu ești inconștient. Cataleptic. Și eu cred că biserica noastră, vis-a-vis de misiune, suferă de catalepsie. Subiectul acesta, misiunea, este un subiect, cum să spun eu, foarte interesant, dar cam îndepărtat de omul, membrul bisericii, membrul de rând. Și aș vrea să vă dau o mică ilustrație. Este vorba de o întâmplare, e o ilustrație, să o înțelegeți ca o ilustrație, nu ca un fapt întâmplat. Este vorba de un sat pescăresc de pe malul mării. Și un cetățean, Ghiță, de exemplu, mergând de dimineața pescuit, are uluitoarea șansă că prinde un peștoi de 12 kg. Ceea ce nu s-a mai întâmplat deloc în zonă. A fost un record absolut din toate timpurile. Un pește de 12 kg, eventual de pescadorul, îl prinde polarul, nu, care pescuiește, dar cu greu l-a scos la mal și vestea s-a dus în tot satul și au venit oameni să vadă imensul pește, 12 kg. Sigur că în satul acela erau și alți pescari. Și au spus, uite, te invităm la mine, la decanul de vârstă al pescarilor, să ne povestești cum ai prins tu monstrul ăsta. L-au invitat și a început să povestească, și cum, până la urmă l-a scos la mal, au fost încântați și au spus, știi ce? Trebuie să cunoască toți, pentru că este un eveniment foarte mare în satul nostru, să știe și alții ce s-a întâmplat aici. Și au stabilit că pe data de cutare, la Casa de Cultură, să invite pe pescarii din alte sate și să povestească evenimentul. Și, într-adevăr, se întâmplă. Și faima acestui pescar Ghiță cu peștoiul lui de 12 kg a ajuns atât de departe încât decanul de vârstă a spus, Ghiță, trebuie să facem o asociație, o societate a pescarului eficient. Pentru că așa un pescar n-a mai fost. Și au întemeiat societatea, au închiriat o sală unde să aibă conferințe, să dea lecturi. Ghiță a început să facă, știu, prospecte, broșuri, îndrumări, adică ghiduri, pentru cum se prinde un pește mare. Au pus chiar și un loc, știu, un mic monument unde s-a prins acel pește mare. Și vă dați seama, viața a început să devină din ce în ce mai trepidantă în satul acela și faptul că Ghița a reușit peștoiul de 12 kg a făcut satul să devină comună. Pentru că oamenii au venit din ce în ce mai mult, turismul s-a încurajat în zona aceea, veneau să vadă locul, să vadă macheta peștelui. Artizanatul a început să apară cu tot felul de miniaturi care evocau marele eveniment al prinderii de 12 kg. La început au fost în societate 20 de pescari. În 2 ani au devenit 2000 de membri ai societății pescarului eficient. Iar în tot acest timp s-au ținut cursuri, conferințe, au avut loc decorații, Ghiță a ajuns cineva, a scos metoda ghițească sau ghițană de a prinde peștele. Și de atunci, de când a prins Ghiță peștele cel mare, n-a mai avut timp să pescuiască, pentru că avea mult mai multe importante de făcut, și anume cursuri, seminarii, lecții date. Și aceasta a fost sfârșitul meseriei de pescari din locul acela. Auzisem pilda asta de mai demult și mi se pare foarte utilă. Pentru că noi avem manuale despre misiune, avem materiale, nenumărate materiale, studii biblice care zac fie în sertarul ambonului, fie în camera comitetului, pentru că suntem experți sau, cum să spun eu, suntem pricepuți în teoria misiunii, însă misiunea unde e? M-am uitat aseară în enciclopedie să văd câți locuitori are Făgărașul. Și am aflat că sunt, după o statistică, 30.000 și ceva, după alta 37.000, acum probabil că e la 37.000 de locuitori. Știți ce însemnează 31.000 de locuitori? Este un oraș, nu? Făgărașul este un oraș. Câți din Făgărași au parte sau pot să aibă parte de mântuire? Întrebarea mea este: doar noi, 70 de oameni, cât am fi aici, poate mai mulți, doar noi suntem mântuibili? Ceilalți oare sunt străini? Oare au aflat cumva de vestea cea bună de Evanghelia veșnică? Nu nimic. Avem puțină răbdare. Mă auziți? Eram în Târgu Mureș. În 2009, când am sosit în Mureș, am avut comitetul de atunci, a avut inițiativa de a face în la Teatrul Național o expoziție de sănătate. Teatrul Național are spații foarte generoase, niște foaiere mari, spații, și acolo s-au instaurat, știu, standurile, tot a fost cât se poate de bine. Au venit în total mii de oameni. Nu mai țin minte, 4.000, 3.000, peste 4.000. De la ora 8:15, la 8:30, 9 se deschidea, de la 8:15 deja erau cozi la intrare. Era un eveniment și un succes. Eu eram și eu pe acolo. Eu nu prezentam standuri, mai mult eventual sugeram ce ar trebui să se facă, erau și colegii mei la fel. Și în timp ce stăteam lângă ușă, odată vine un domn cu o pălărie în pardesiu, cu umbrela în mână. Era, se vedea, un om din elita orașului, elita veche, că era în vârstă, avea vreo 70 de ani. Zice: mă iertați, domnule, și eu zic: da, vă rog, puteți să spuneți cine a organizat această expoziție de sănătate? Și eu zic: Asociația pentru Sănătate, Educație și Amelie. Și el, omul, se vedea că era inteligent, întreabă: dar cine în spate? Și atunci am spus: este Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Și el se oprește și mă întreabă: există așa ceva în Târgu Mureș? Știți ce a însemnat aceasta? Târgu Mureș este al doilea centru sau a doua zonă de cea mai dens populată zonă cu adventiști. Prima este Teleormanul, a doua e Mureșul. În jurul Mureșului sunt vreo 20 de comunități cu Mureș cu tot. Și omul acesta localnic mă întreabă: dar există așa ceva în Mureș? Întrebarea mea este: de ce misiunea este doar o lozincă și nu este un mod de a trăi? Aș vrea să dau la o parte, știu, răspunsul facil, pentru că noi nu suntem școliți, nu avem cunoștințe teologice, bla. Dar nu uitați, aceasta este doar un răspuns superficial. De ce subiectul misiune este cam străin de membrii buni ai bisericii mele? Știți ce am aflat? Problema este legată de felul în care concepem sau ne proiectăm subiectul mântuire. Totul pleacă de la felul în care înțelegem noi mântuirea. Și aș vrea să dezvolt acest subiect pentru care am pregătit și niște imagini. Am să vă prezint prima imagine. Biserica noastră este o biserică cu uși deschise, în care oricine vrea intră. Și dacă dorește, cere botezul, iar eu sunt dator să botez pe cine îmi cere. Nu știu ce e în inima lui. Dacă el spune, frate, vreau din toată inima, și eu zic, bine, dar îi pun doar câteva întrebări. Ai renunțat la lucrurile grosiere, fumat, băutură, etc. Am renunțat. Eu nu știu ce e în inima lui, dar pe temeiul mărturisirii credinței tale, eu te botez. Eu nu știu ce e în inima ta, dar te botez pe temeiul mărturisirii tale. Că ești om bun sau demon, nu știu. Asta se va dovedi. Și biserica este deschisă pentru oricine. Și spune că plasa Evangheliei, spune în Evanghelia după Matei 13:47, prinde tot felul de pești. Numai că v-am spus data trecută că nu scrie pești, spune pantosgenos, de toate soiurile. Și pești, și crab, și țipar, și lipitori, și ce să mai vă, gunoaie, peturi, ierburi, de toate. Și asta e biserica. Și așa trebuie să fie. Mântuitorul vrea să fie și grâu și neghină să crească împreună până la săcerii și că nu o smulgeți. Nu, lăsați-vă. Are un scop Dumnezeu. Și bun scopul pentru care noi suntem pantosgenos, toate soiurile. Și le-am împărțit în două categorii. În serioși și neserioși. Acum, eu sunt de acum vechi în biserică. Am avut și prilejul să am district, să am comunități, să am conferința pe care să o vizitez. Am umblat ca director de Uniune în toată România mea. Și pot să spun că există aceste două mari domenii. Oamenii neserioși, ce înseamnă neserioși? Am pus pe tablă și vă citesc. Sunt materialiști, sunt conflictuali, nu prea studiază Biblia, sunt curioși și bârfitori că se interesează de alții, sunt dubioși în afaceri, au standarde flexibile. Am să vă dau un exemplu de un om, mă rog, neserios. Eram pastor undeva într-unul din districtele mele de mult. Și apusese vineri seara soarele, iar eu am zis, hai să fac o vizită. Și m-am dus la o familie, lucrau și în comuna respectivă, dar el avea și servici într-un oraș mare în apropiere și știam că au venit cu toții, m-am dus să-i vizitez. Soarele trecuse de dealuri, de vreo 10 minute. Era încă lumină. Era o perioadă de cred că primăvară, când ziua e ceva mai lungă. Bărbatul era îmbrăcat în costum. Nevasta în șorți, iar în curte, în fața casei, casa n-avea gard, intra direct în stradă, dar în curte, din fața casei, pe o sobă, cu butelie și cu cuptor, ea făcea ultimele tăvi de știu, cornulețe sau ce făcea cu aluat. Mă uit la ceas, a pus. Și eu zic, pacea Domnului, sabat fericit. Și femeia, o femeie simpatică așa, nu bosunflată, zice, mai am două tăvi. Mai am două tăvi. Dar e sabat. He, da, am făcut aluatul acum, două tăvi, nu? Două, ce e? Nu ai mult. Cât ar dura? Poate o jumătate de oră, nu? E mult? Păi am învățat că sabatul nu trebuie să fie întâmpinat cu tăvile fierbind scoase și gata pus și gata am terminat și eu transpirată, nădușită, cu șorțul la brâu. Și trebuie întâmpinat ca un oaspete, să fii gata înainte. Pentru că sabatul este sfânt și este ziua Domnului. Și știți care este cel mai prețios al timp, minut al sabatului? Puteți să-mi spuneți care? Zic că de la 11. Nu. Primul. Acolo se vede dacă Dumnezeu este stăpânul meu sau eu hotărăsc eu când începe, nu? Acum ce contează un minut. Deci ăștia sunt neserioșii. Hotărât că neserioșii ne-au dat multă bătaie de cap, poate peste tot. Trebuie să fie și din ăștia ca să se facă cernere. Dar nu despre ei vreau să vorbesc. Și aș vrea să vorbesc despre o altă categorie, și anume serioșii. Pentru că de ei ne interesează. Ceilalți, nu știu dacă au șansa mântuirii, dar nu-i treaba mea. Pe mine mă interesează membrii care ascultă, care sunt interesați, care poate vin de dimineață, dacă pot. Unii nu pot, de la 11, nu doar de la 11, de dimineață. Vreau să mă refer la oamenii cu inimă serioși. Și observați că serioși se împart la rândul lor în trei mari categorii. Și aș vrea să vedem categoriile pe rând. Categoria întâi. Membrii serioși care au o viață corectă. Auziți? Nu se joacă cu minutul acela de la începere. Au o viață corectă, ei țin la reguli, bravo lor, și sunt bine împăcați în armonie cu doctrina. Știu și reforma sanitară, o țin serios. Au simțământul că venind în Biserica Adventistă, au găsit împlinirea, sunt suficienți. Avem lumina deplină, oamenii duc o viață bună, dacă vreți, este viața americanului tipic. Așteaptă revenirea Domnului Hristos, o așteaptă, se roagă pentru ea, iar ei sunt categoria din biserică a celor numiți cei buni. Adevărat că sunt buni. Respectă pe membrii, respectă comitetul de pastor. Dacă se hotărăște ceva, dacă se cere sacrificiu, bagă mâna și dau bani. Ei sunt oamenii buni. În orice caz, compare cu neserioșii. Au un statut și vă temeți de mântuirea lor? Parcă, ducând o viață ordonată, corectă, nu cred că m-aș teme. Categoria a doua. Observați, vreau să iau prin comparație ca să înțelegeți bine. În timp ce prima categorie are o viață corectă, categoria a doua are o viață spirituală. Nu sunt doar unii care își fac lecțiunea, ci unii care au o investiție, o preocupare pentru domeniul spiritual. În timp ce categoria buni se țin de reguli și doctrină, aceștia investesc în grupe de rugăciune, în post și rugăciune. Primii sunt împliniți, suficienți. Ei sunt... Își dau seama că înaintea lui Dumnezeu ai atâtea minusuri. Iar ei sunt neîmpliniți. Ei tânjesc după neprihănire, după desăvârșire, după perfecțiunea creștină. Orice păcat să fie distrus în viața lor. În timp ce cei buni sunt cu o viață ok, știți cum este americanul tipic, toată săptămâna lucrează, dar sabatul sau duminica, dacă este un duminicalist, atunci se îmbracă cu familia, merg la biserică, ascultă o predică, cântă, la sfârșit se întorc, au o masă bună în natură, ies afară copii, aleargă după fluturi. E o viață paradisiacă. Aceștia spiritualii trăiesc cu îngrijorare. Se gândesc tot timpul că a sosit ceasul judecății. Că înaintea lui Hristos nu pot sta oricum. Și dacă cei buni se mulțumesc doar cu regulile și cu oglindirea în doctrină, ăștia se uită, se compară cu Domnul Hristos, cu neprihănirea Lui și strigă: vai, vai, sunt în lipsă. Dacă cei buni așteaptă Adventul, că vine Hristos să ne ducă în paradis, aceștia se înduiesc de mântuirea lor. Păi când te uiți la tine, nu poți decât să fii tulburat. Dacă ăștia sunt cei buni, ei se simt păcătoși. M-a sunat recent mama unei familii, adică bunica unor nepoți. Ea era mama soției și soțul, un om foarte serios, un om cu studiu, cu cărțile Spiritului Profetic la rând. Au doi băieți mici și spune că soțul se simte atât de copleșit și îngrijorat de starea lui, încât a simțit nevoia să plece undeva. Cum pleacă ortodoxii la o mănăstire, să plece el în pustietate, să-și caute drumul, că... Și când l-a sunat soția: Nelule, când vii? Zice: nu pot acum, când îmi va spune Domnul. Eu îl înțeleg, el trece prin știu eu, chinurile unei metamorfoze care nu se mai termină. Și eu cunosc oameni serioși în biserică, cu funcții, care odată mi-au spus: am tot mai mari îndoieli privind mântuirea mea. Pentru că îmi dau seama câte goluri, câte minusuri sunt, câte pete, tot timpul mă lovesc de mine însumi, de păcătoșenia mea. Eu strig: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Asta e singurul lor strigăt. Și viața lor este o viață de doliu. Asta e categoria C, B. Întrebarea mea este: care dintre cele două stă mai bine? Am auzit o șoaptă. Categoria C. Oh! Nu duc o viață bună. N-au nicio viață spirituală, că a doua categorie are o viață spirituală, ci o viață transformată. Și ce înseamnă viață transformată? E marea minune, marele miracol ca să ai o inimă nouă. Deci ești alt om. Ei au depășit subiectul reguli și doctrină. Au rugăciune, au și post, dar pentru alții. Pentru că ei nu mai sunt străini și se uită de departe la un Hristos olimpic, ci ei îl cunosc pe Iisus, umblă cu El. Dacă categoria sunt suficienți, dacă B-ul sunt neîmpliniți, aceștia sunt mântuiți și știu că sunt mântuiți, nu prin meritele lor, nu că sunt mai buni ca păcătoșii, dar știu că harul lui Hristos, prin cunoaștere personală cu Hristos, dragii mei, prin cunoaștere personală, harul lui Hristos îi acoperă, iar ei cultivă prietenia cu Hristos, ei iubesc pe Hristos, ei sunt, bucuria lor este rugăciunea de dimineață când n-au ceas, când pot să stea o oră, dar nu se spună: și mai uite, ce să mai zic, ce să mai zic, nu, pur și simplu stau cu Hristos. Vă spun, El e cu noi, El poate fi foarte continuu cu noi. Viața lor nu e ok, o viață bună, nici îngrijorată, ci o viață fericită. Și am să vă spun ceva. Pe un om fericit, adică pe un om mântuit, vezi fericirea pe fața lui. Și îți transmite că are un secret, că luminează. Și vă spun, fericirea este atul după care Toți oamenii tânjesc din toți, de pe toate meridianele și de pe toate ideologiile. Și când te văd pe tine fericit, te întreabă, ce ai? Îmi spui și mie secretul. Nu știu dacă știți istoria cu căutătorii de aur. Până la goana după aur, 1842-43, foarte interesant, aproape de 44 aurul, atunci, ca să abată atenția. California, the gold rush, îi spune în engleză. Și oamenii dă-i după să caute în râurile care curg din munte aurul. Și doi căutători, aur împruntiș, uluitor. Dar era mult. Terenul era doar închiriat, nu era al lor. Auzi, îl cumpăram, ca să n-ai pe nimeni nimic de zis. Venim cu târnăcoape, cu tot, și facem o treabă întreagă. Tot. Da, nu spui la nimeni, nu spui nici tu, nici tu. Gata. Pleacă frumos în orașul de la vreo 50 de mile departare, unde era proprietarul, fac documentul, cumpără lopețile, târnăcoapele și pleacă la Dumnezeu. N-ai zis nimic. Și când pleacă, după vreo câteva ore, văd că în urma lor sunt vreo 7 cu târnăcoape și lopeți. Și merg mai departe, sunt vreo 20. Tu ai spus. N-am spus. Nici eu n-am spus. De unde știau ei că au găsit aur? Păi se vede. Se vede. Și ei veneau să le ia mai sus de ei, să le ia mau, să le ia bogăția. Se transmite, se recunoaște. Tu ești cumva, se vede. Auziți un om fericit, nu-i tot timpul cu gura la urechi. Nu, se vede pe fața lui, se vede în viața lui. În timp ce unii așteaptă Adventul, alții se îndoiesc de mântuire, categoria aceasta, pare că nu se vede bine, dăruiesc iubire. Ei dau iubire. Ei sunt un izvor de dragoste, caută oameni, cine mai dă? Hai și ție puțină dragoste. Oh, mă bucur că ai venit. Și efectiv, întâlnirile și surprizele cu diferiți oameni sunt prilejuri de expansiune a bucuriei lor. Ei dau dragoste. Iertați-mă. Da. Tabelul continuă. Vreau doar să mă întreb ce însemnează a da iubire. Ce însemnează iubire? Care e definiția iubirii? Aștept din partea dumneavoastră și am să vă numesc. Am pe câțiva pe care știu că nu se supără dacă îi numesc. Uite, o mămică, ce însemnează iubire? Aveți copii scumpi? Ce însemnează dragoste? Nu vreau definiții academice. Ce părerea dumneavoastră? Dăruire. Dau de toate, dar mai ales din suflet. Bun. Ce însemnează iubire? Cum? Sacrificiu. Vă spun, mulți fac sacrificii și chiar acum, în războiul acesta amărât de peste tot, să fac sacrificii că musai, că trebuie. Dar iubirea este, într-adevăr, dăruire și sacrificiu, dar are ceva. Cum? Foarte adevărat. Foarte adevărat. S-a mai spus cineva de aici, în partea asta. Cine a zis? Altruism. Ce însemnează altruism? Că mergem pe acest drum, că e bun. Ce însemnează altruism? Frate Robert, cred că am ajuns cam la capăt, dacă dau definiția. Îmi pasă preocupare. Îmi pasă de el, îmi pasă de ea. Merg pe drum, bine, nu eu, o fată, o tânără. Și vede, în afara localității, pe un om căzut. Era noiembrie-decembrie. Un bătrân cu mintea rătăcită, care nu mai știa unde se afla, era frig afară, 2 grade. Frig. Se oprește fata, o fată cam atâta. Mămica, 2 fetițe. Cum să las aici? Hai, unde stai? Nu știu. Ce să facă? Nu știu, te duc acasă, dacă nu știi, te las. Pa. Nu, îmi pasă de tine. Și îl bagă în mașină. Mi-l aduce la mine acasă Și zice, frate, ce fac cu el? Am intrat în mașina fetii, băiatul, bătrânul, și-a dat drumul și la sfincter, a udat săracul, era fric, era degerat. Și am dus să caut în crucea nopții, că era târziu, eu nu m-aș fi dus, dar mi-a dus mașina, am omorât, eu ce să-i fac? Trebuie acum să fac ceva. Și m-am dus să caut și am ajuns într-un sat unde cică el avea, dar de mult plecase, el uitase undeva. Și am pus în pragul poliției, aia n-au vrut să-l primească. Și am zis, acum sunteți poliție, țineți-l, anunțați, rezolvați treaba, e un suflet de om. L-am lăsat acolo, am spus că zi la televiziune și am arătat legitimația când auzi la televiziune, Speranta TV. S-a cam muiat ăla, n-a mai cârtit și zic, să știți că dacă mă voi interesa. Și am putut să plec liniștit și apoi a trebuit să ducă fata mașina să-i spele scaunul și alte treburi. Îmi pasă! Adică cum pot să te las? Atenție, este cea mai înaltă definiție a iubirii. Îmi pasă de tine. Nu pot dormi noaptea că mă gândesc la tine. Continui tabelul. În timp ce categoria aia sunt cei buni, în timp ce B-ul sunt păcătoși, care continuă să fie chinuiți, aceștia sunt misionarii. Primii doi, aici eu aculat de la A și B, ei sunt preocupați de ei. Sunt preocupați de mântuire, dar mântuirea lor. Eu să fiu mântuit. Ah, nu sunt eu destul de bun. Ah, sau eu sunt bun, eu stau bine cu familia mea, am intrat în arc, acum stăm în cele, știu eu, săptămâna aceea de așteptare, 7 zile, să vină potopul să ne ia. Noi am intrat în arcă, ușa s-a închis, e ok. Cam ăsta e simțul. Am intrat în biserică, de acum mai bine. Nu mă mai trebuie să mă îngrijorez de nimic, îmi văd de treabă, sunt viață ok, trăiesc reguli, trăiesc tot. Ce vrei mai mult? Sau îngrijorați, eu, nu sunt eu mântuit, eu. Totul este egocentric. Și, dragii mei, atenție, nimeni egoist nu ajunge în cer. Pentru că acolo e iubire. În timp ce egoismul este pervertirea iubirii. Iubirea se dă pentru altor, acum eu mă iubesc pe mine. Nu mă gândesc la altul, fi treaba fiecăruia, mântuirea individuală, se zice. Înțelegeți gravitatea stării mele în biserică? Când vin în fiecare sabat cu minte, nu sunt neserios, sunt serios. Eu vin, eu mă închin, mă studiez Biblia, mă rog, îmi schimb viața, îmi pun detaliile, unghiile la... adică detaliile mărunte, la punct ca să fiu mântuit. Și Domnul Hristos spune pardon. Ai citit Ioan, capitolul 15? Am citit, Doamne. Acolo spune că orice mlădiță care nu aduce o roadă e tăiată. Dar de ce nu aduce roadă? Pentru că nu ia seva din viță. Undeva s-a strangulat. Undeva simte că atât cât ea e suficient pentru ea. Pentru mlădița asta. Aș vrea să citească cineva care vede bine și care pot să citesc eu ca să audă. Citat din Mărturii, capitolul, volumul 6, Testimonii, 443, paragraful 3. Oare cum trebuie să se simtă îngerii când văd sfârșitul apropiindu-se și când îi văd pe mulți dintre aceia cărora li s-a încredințat ultima solie, punctul 1, încrămădindu-se la un loc, ăștia serioși. 2. Luând parte la adunări cu scopul de a-și mulțumi sufletele, adică să mâncăm, să primim hrană, nefiind satisfăcuți dacă nu se țin predici multe. Foarte interesant. Sunt oameni serioși ăștia, nu de aia. În timp ce nu simt nicio povară și nu fac nimic pentru salvarea altora. Toți cei ce sunt cu adevărat uniți cu Hristos printr-o credință vie vor deveni părtași naturii dumnezeiești. Ei vor primi fără încetare viață spirituală de la El și, în consecință, nu vor putea să tacă. Dragii mei, concepția despre mântuire este marea problemă. Noi credem că dacă credem doctrina, ținem regulile, suntem serioși, ne examinăm, ne îmbunătățim viața, nu-i nimic, pentru că trebuie o relație cu Hristos. Și când apare relația personală cu Hristos, se întâmplă un miracol pe care îl prezint acum. Numai puțin. Vreau să nu se descurajeze nimeni. Pentru că e foarte posibil eu să fiu în categoria A, iar experiența să mă urce în categoria B, și anume să-mi dau seama că sunt păcătos și nu ok. Și în criza mea să-L descoper pe Hristos, să ajung în categoria C. Deci ele pot fi trepte. Nu sunt categorii blestemate. Adică ai intrat acolo, ești. Apropo, A și B sunt fecioarele neînțelepte. Fecioare, dar nu intră la nuntă. Ele sunt trepte. Și m-aș bucura din toată inima ca tema aceasta, care pe mine m-a afectat, să vă afecteze și pe dumneavoastră. Și să ne gândim unde sunt eu. La neserioși numai? Nu cred. Sunt unde, la ce categorie? Și să promovez spre relația personală cu Iisus Hristos, care este neprihănirea prin credință. Adică relația, credința este o relație, nu e o teorie, este o părtășie cu Hristos. Nu se vede bine, îmi pare rău. Harry Orchard, The Perfect Assassin. Și ce spune? Este un material în jurul celui care a fost denumit arhicriminalul secolului 20. Vreau să vă spun povestea lui. Ăsta e tânărul, adolescentul, ăsta este adultul în momentul istoriei mele. Vreau să vă spun câteva cuvinte de Harry Orchard. V-am mai povestit despre el? Mă bucur. Am bănuit că nu știu, de aceea am folosit această istorie. Născut într-o familie disfuncțională, săracă, din America anilor 1860 și ceva, sărăcie, tata lucra nu știu unde, mama ținea o droaie de copii pe, știu, turtă de mălai. Băiatul trimis de vreme la muncă, pleacă să muncească încoace încolo. Și cum lumea aceasta este numai din oameni buni, așa e, numai din oameni modele, învață de la modelele lui minciuna, o folosește așa acasă, furtișagul, răutățile. Până la urmă ajunge prin 1890, la 20 ceva de ani, să lucreze în mină, în statul Idaho. Idaho se scrie, Idaho. E un stat muntos. Și în mină, condițiile în care se lucra la data aceea erau inumane. Tocmai atunci se organizase un sindicat al minerilor și au spus: Harry, tu ești un băiat, te bați bine, era mardeiaș, știa să dea. Auzi, avem nevoie de tine să eliminăm niște indivizi care ne fac viața grea, patroni. Și a început Harry Orchard să intre în rolul de killer. Știți ce este un killer? Un om plătit care, pentru bani, face tot. Și istoria e lungă, pentru că în vreo 13 ani, aruncă în aer o gară, ucide, aruncă în aer o mină, mor oameni, 13 oameni, 2 acolo, 4 dincolo. Și cine e? Unde este criminalul ăsta pe care nu-l putem prinde? Iar Harry Orchard e destul de deștept, el a devenit specialist în bombe. Sau bombițe, cu dinamită, cu ce știa el. Și omul, la un moment dat, este solicitat să-l ucidă pe guvernatorul Steunenberg, Frank Steunenberg. O să vedeți poza imediat. Hai că vă dau acum. Guvernatorul Frank Steunenberg. Dincolo este Bella, soția lui. Guvernatorul era un tip care favoriza patronii. El primea mită și era într-adevăr un ticălos căruia nu-i părea sau n-avea prea multă grijă de mineri. Iar el intră în orașul respectiv, ia o cameră la hotel sub un alt nume, cercetează locurile ca un îmbrăcat bine, ca un domn, se uită la casa guvernatorului, se plimbă pe stradă, observă că este un podeț peste care trece mașina guvernatorului și în hotel amestecă substanțele, creează bomba, fitilul, timpul de detonare, a observat când, și pe 30 decembrie 1905, da, e trecută data, când guvernatorul ieșea cu mașina lui și cu șoferul, bum, moare guvernatorul, moare și șoferul. Imediat poliția, aici este arhicriminalul necunoscut. Ce facem? Și au înconjurat locul, el la hotel. N-a putut să iasă, că toți erau cercetați. Iar străinii, în mod special, nu localnicii, erau verificați cu atenție. El avea legitimații false. La data aceea nu era încă amprenta digitală, care semn de recunoaștere. Și, într-adevăr, în camera de hotel se descoperă niște substanțe chimice. Opa! Domnul cutare, da, vă rog, cine sunteți? Sunt ăsta. Veniți la anchetă. Păi, da, dar de ce pe mine? Da. Veniți. Omul nevinovat, ca o fată mare. Nu știa nimic. Era străin de toate. Dar ceva era clar. În camera de hotel s-au găsit acele slabe sugestii. Putea fi altul dinaintea lui, nu știm. Dar el nu, săracul, vai. Dar, pentru că este singurul suspect, e băgat într-o carceră, în închisoare, în cursul cercetării și clarificării problemei. Femeia aceasta, soția guvernatorului, vă rog rețineți, este adventistă de ziua a șaptea. E uimitor, e adventistă, scrie în hârtii. Iar femeia aceasta, bănuind că individul ăsta e Harry Orchard, criminalul, se hotărăște să se răzbune. Știți cum se răzbună un adventist? Un adventist adevărat știe să se răzbune? Știe. Întinde tava, platforma, face cu mâna ei niște prăjituri adevărate, bagă cele mai bune ingrediente, face un colet și trimite cu lacrimi udate, îi trimite împreună cu o carte, Calea către Hristos. Domnul, mă rog, Peterson, numele lui fars, aveți un colet. Colet, vă mult, de la cine? De la văduva săraca. Nu. Și-o fi făcut cruce dacă era catolic. Dumnezeu să-l ierte. Și, prăjituri, mănâncă, dar e și o carte. Carte. Medicul de familie, adventist și el, nu i-am găsit numele, îi trimite o Biblie. Anchetatorul, cel care conducea cercetările, detectivul, îl urmărește tot timpul prin găurică, prin vizeta porții de fier. Și observă că de când a primit Biblia și Calea către Hristos, e tulburat. Și el, un om inteligent, ce lasă-l. El, Harry Orchard, umblă încoace și încolo, e plictis, nu-i televizor la data aceea, radio, nici cărți. și din plictis mai ia cartea, citește, iar o aruncă supărat, iar ia cartea, iar o aruncă, până când ia Biblia și începe să citească non-stop de la Evanghelii. Și ăsta se uită pe vizetă și spune, e bine, e bine. Că dacă e cu Biblia, se întâmplă ceva. Și, într-adevăr, se întâmplă. Harry Orchard povestește. Am înțeles că dacă eu îl țin pe nu în brațe, nu mă pot condamna. Scap de judecată. Dar nu scap de judecata lui Dumnezeu. Pe când dacă mărturisesc păcatul, voi fi spânzurat, dar scap de judecata lui Dumnezeu. O socoteală simplă, logică. Și într-o zi bate în ușa. Da, vreau să vină detectivul. Vreau să fac o declarație. Vine detectivul, vă rog, scrie, eu sunt Harry Orchard. Stai aici. Da, vei spune astea, a început să scrie, dar o să spui și la tribunal, sigur, spun tot. Banca a spus și niște crime care nu erau puse în seama lui. Omul nu mai scrie. Bine, hai la tribunal. Și la tribunal omul spune tot, fără niciun fel de regret, nu, fără niciun fel de ascunziș, și plânge spunând, am fost un monstru. Oamenii sunt impresionați. Afară lumea strigă, la moarte, la spânzurătoare! Și, într-adevăr, primește sentința condamnare la moarte. În America este obiceiul ca între pronunțarea sentinței și executarea sentinței să treacă un timp, poate și 2-3 ani. Vă spun, cercetați și veți vedea. Iar el în timpul acesta, ce vă rog, am o singură rugăminte, nu mai am mulți ani de trăit, sau multe luni. Lăsați-mă să merg din celulă în celulă la ticăloș. Sigur că da, sigur, cu un gardian. Și el spune, bă, la ceilalți gangsteri, eu am fost mai rău ca tine. Uite aici, Hristos m-a salvat. Și în închisoare se produce o revoluție lăuntrică. Oamenii plâng, își mărturisesc păcatele. Și directorul spune, păi, ăsta nu-i de spânzurătoare. Noi nu putem să-l închidem, să-l lichidăm, pentru că omul ăsta trebuie să mai facă lucrare. Și scriu o scrisoare lungă la guvernatorul, la noul guvernator, vă rog, suspendați sau schimbați pedeapsa. Și știți ce se întâmplă? Într-adevăr, guvernatorul îi comută din condamnat la moarte pe închisoare pe viață. Asta a dorit și el. Și el devine capelanul neoficial, deci nu avea titlu, el devine omul, duhovnicul tuturor derbedeilor din închisoare. Și spune că atunci când un deținut de ăsta viețaș, tatuat, recidivist, era pe moarte și întrebă gardianul, pe cine să-l chem, pe preotul catolic sau pastorul protestant? Deci chemați pe Harry Orchard, că ăsta e sfânt. Și toată lumea știe de Sfântul Harry Orchard. Vreau să vă dau încă o poză. Ăsta este după mărturisire, cel de aici, cel din partea stângă, la tribunal. Iar acum, ăsta este Harry Orchard din închisoare. Normal, adventist, botezat și martor. Și vreau să vă spun, Harry Orchard din 1908, din 1905 până în 1908 a durat judecata, mă rog, analiza, din 1908. Și până în 1954, când a avut 88 de ani, Harry Orchard este în închisoare. Este omul de misiune, l-a cunoscut pe Hristos. Și nu poate să tacă, din inima lui curge dragoste. E categoria C, e fericit, iar ticăloșii văd că e un om schimbat, că se poate. Spune că prin anul 1940, în timpul războiului mondial, au spus stop, dați-i libertate. Și omul vine la director și zice, vă rog, nu mă pedepsiți, ce am făcut? Nu sunteți mulțumit cu mine? Ba da, ieși. Nu, eu vreau să rămân aici, a refuzat ieșirea. Și i s-a dat șansa să aibă o fermă de păsări vreo 200 de găini cu care făcea bani să ajute pe deținuți. Ăsta este Harry Orchard. Ăsta ești tu și eu. Dacă nu sunt așa, dacă din inima mea nu curg apă vie, din inima mea vor curge râuri de apă vie, adică dragostea. Dragii mei, misiunea nu este teorie. Misiunea este dragoste împărtășită. Îmi pasă de tine. Și dacă îmi pasă de tine, voi căuta mijloace să te ajut. Îmi pasă de tine stă în fapte bune. Că cineva mă întreba, da, bine, eu vreau să fac misiune, simt nevoia asta, mă doare sufletul, dar n-am teologie, ce să fac? Și aici am texte care zice, fapte bune. Dumnezeu a pregătit fapte bune. În ce constau faptele bune? Și că să fiu politicos, să plătesc taxele, să salut pe oameni. Nu, astea sunt convenții, e protocol. Fapta bună este când observ, tu nu-mi ceri, observ că ai o nevoie. Auziți? Eram în Elveția. Nu eram de capul meu, eram cu fratele Dumitrescu și cu încă un frate, fratele Blaj, doctorul din Tecuci, fusesem la un consiliu de toamnă a diviziunii. Și cum nenea Dumitrescu era mai poet, am rămas într-un tunel din ăla de 20 ceva de kilometri, fără motorină. Nu știu dacă realizați ce înseamnă. Și abia mai mergea mașina să intrăm într-un intrând din acela unde să nu deranjez circulația, că veneau mașini acolo, nu? Și ce facem? E, eu știam germana, că trebuia să știu după atâta școală germană. Și am ieșit afară, nu, cred că nici n-am ieșit afară, stăteam cu avarele puse și o mașină oprește fără să îi cerem. N-am sperat, ne gândeam, ce facem, unde sunăm? Era tunel, ai semnal. Oprește și ies doi domni. Ce s-a întâmplat? Și eu zic, s-a întâmplat necazul, pana prostului. N-am să asta se spune doar în România. Și zic, păi stați că rezolvăm cumva. Ce dumneavoastră veniți cu mine, eu, și vă duc la ieșirea din tunel, acolo este un serviciu de urgențe. Vorbiți cu el. M-am dus, m-au luat frumos, au așteptat ceilalți doi, am ieșit în capătul tunelului, am vorbit cu omul, zice, ok, vă aduc o canistră, canistra plus serviciu costă atât. Costă atât cât costă. Și am reușit să plecăm de acolo. S-au oprit singuri. Erau și ei grăbiți, erau domni, cam la 50-60 de ani. Ăștia erau creștini. Ăstora le păsa de noi, că nu-i puteam muri acolo, dacă nu venea nimeni. Nu? Telefon nu, pe jos, n-ai cum, că te iau pe sus mașinile. Ce frumos! Când îți pasă de cineva, de aproapele tău, aia e misiune. Deodată apare ca un înger care schimbă lucrurile. Dragii mei, cine rămâne în categoria și rămâne în categoria B, nu spun eu, orice mlădiță care n-aduce roadă, să-și ia adio de la mântuire. Va fi tăiată și împreună cu mlădițele uscate, care nu rămân în Hristos, deci una fără rod și una care nu rămâne, uscate, sunt arse în foc. Nu cred că este destinul nostru acesta. Și n-are voie să fie destinul nostru acesta. Dar dacă lipsește ceva ca să fie misiune aici, știți ce trebuie? Întâlnirea cu Iisus Hristos. N-am terminat. Mai am. Știți cine e individul ăsta? Mehran Karimi Nasseri. Cine a auzit de el? N-aveți de unde. E un iranian. Iran. Mai jos am scris datele, dar peretele e scronțuros, nici nu-i foarte focalizat proiectorul. În 1988, individul, un expatriat din Iran, el e fiul unei englezoice și a unei tată iranian, care a intrat în conflict cu guvernul mai înainte, i s-a dat un picior în spate, și a fost scos din țară, a obținut de la ONU un drept de azilant în Belgia. Nenorocirea face că cineva îi fură geanta cu acte și ajunge în terminalul din Paris în 1988 la Charles de Gaulle. A coborât din avion, dar nu poate ieși, pentru că este, nu poate dovedi la serviciul de frontieră cine e și ce face, și mai ales din Iran. Nu iese. Între timp, istoria lui e mai lungă. Din Paris l-au trimis în Belgia, din Belgia l-au trimis înapoi în Paris, din Paris în Anglia, din Anglia înapoi în Paris și a zis, ok, aici stau. Și omul îl găsiți pe YouTube. Are prezentare. Din 1988 și-a găsit un fotoliu acolo în terminalul 1 din Charles de Gaulle și-a găsit o așa măsuță și pentru că personalul de serviciu a văzut că e un amărât, la început i-au dat un sandwich, o pungă cu ronțăială, un suc, apoi el din recunoștință a ajuns să spele WC-ele și au fost foarte fericite angajatele că e altul care face oficiul și a devenit locatar al terminalului 1, zona fără teritoriu, fără naționalitate, Charles de Gaulle. 1988, 89, 90, 2000, trec 18 ani. Și se sesizează primăria Parisului. Ce facem cu individual, sărac, 18 ani? Și au făcut o adunare generală, au votat, hai să-i dăm rezidență. I-au găsit un apartament de refugiat și au venit la el. Au venit cu televiziunea, cu tamtamul și cu banda tricolorul francez. Nu? Să-i spună cetățenii al lumii, Karimi Nasseri, îți oferim drept de rezidență în Franța. Înconjurat cu atâta lume, cu aparate țac-țac, cu reflectoare, îi se dă actul. Sunt recunoscător. Dar rămân aici. What? Ce? Zici că m-am învățat. Viața e ok. Mere și așa. Decât să merg acolo să încep să am probleme cu vecini, cu taxele, cu munca. Nu. Aici mi-am făcut un cuib, viața mea e ok. Eu rămân în categoria A, că viața e frumoasă, sunt suficient. Eu rămân în categoria B, pentru că am o viață spirituală și studiez și mă rog și postesc. Dar relația cu Hristos e una specială, e grea pentru firea pământească. E ușoară pentru omul care îl caută pe Iisus. Dragii mei, să nu fie. Nu se vede bine. Dar e o inimă lângă cruce. Noi nu avem mântuirea prin doctrină, nu avem mântuirea prin biserică, nu avem mântuirea prin fapte, nici prin alinieri ideologice. Și avem mântuirea doar prin Iisus Hristos. Cine are pe Fiul, 1 Ioan 5,12. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul, poate să fie fecioară pură, dar neînțeleaptă că n-a înțeles relația. N-are viața. Dumnezeu o să facă o revoluție în viața mea și în viața dumneavoastră. Și atunci biserica asta va fi lumina lumii și misiune. Pentru că dacă ai bucuria de a spune și altora ce prieten minunat ai găsit în Hristos, o vei face. Asta e soluția, nu seminarii. Dumnezeu să aibă milă de noi. Și El are. Amin.